Așa cum era de așteptat, echipa de volei CSM Târgoviște a demonstrat că merită statutul de favorită și s-a impus extrem de lejer pe terenul celor de la CSV 2004 Tomis, care au stabilit cu această înfrângere cel de-al 9-lea eșec consecutiv din tot atâtea jocuri oficiale susținute în această stagiune. Maturitatea și experiența au făcut ca elevele lui Alexandru Ihas să se mențină la același nivel pe tot parcursul meciului și să dea dovadă de aceeași determinare. Primul set a fost câștigat cu 25-11, iar următoarele două seturi au fost ajudecate în același stil, cu scorul de 25-12 și 25-13. A fost un meci mai ușor pentru noi, o echipă care are probleme financiare și din cauza asta și lucrul este mai subțire. Dar noi ne-am văzut de ceea ce trebuia să facem la Constanța și am venit cu cele trei puncte. Faci cea mai ușoară partidă? Da, sigur că dacă Constanța a fost cel mai ușor meci pentru noi până acum, și s-a și văzut în rezultat. Vineri 29 noiembrie, ora 17, CSM Târgoviște va da piept în etapa 10 cu SCM Craiova, ocupanta locului 5 cu 4 puncte acumulate, care pornește din postura de favorită, având în vedere că gazda se află pe o treaptă inferioară cu un punct mai puțin acumulat. Urmează meciul cu echipa clasată înaintea noastră de pe locul 5, vineri la ora 5, cu Universitatea Craiova. Mergem la victorie și de data aceasta avem această posibilitate și capacitate să câștigăm meciul de bine. Pentru această partidă, antrenorul Alexandru Ihas nu se va putea baza pe toate jucătoarele. Se prezintă bine, sigur că avem o singură mică problemă deocamdată pentru una din Maria Sandici a plecat după viză și deocamdată nu s-a întors. A trebuit să plece în Muntenegru să-și avize. Este titular în echipă și o să ne afecteze puțin pregătirea, dar sperăm să nu avem probleme la meciul de vineri. Iată rezultatele etapei 9.